Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune, Fotoliul cu Ghimbi. Sunt Adrian Simeon, iată-ne din nou împreună. Ne apropiem cu pași mari de finalul acestui an. Iată, sărbătorile de iarnă bat la ușă, Crăciunul este foarte aproape. Nu știu în ce măsură mai au chef edilii de administrație publică locală. Asta vom afla în minutele care urmează de la invitatul nostru, care astăzi este domnul Dumitru Oprean, primarul Comunei Stămâriei Horlea. Bună ziua, bun venit în studioul Capital TV. Bună ziua și bine v-am regăsit. Așa, vă purtat noroc prezența în studio. Cred că, de fapt, stați un pic, în campania electorală nu ne-am văzut, din câte mi-aduc eu aminte, dar ați mai fost pe la Fotoliu cu Ghimbi. Și iată, aveți un nou mandat de primar în comuna Sfântă Mărie Orla. Ziceam în deschiderea emisiunii că nu știu dacă edilii mai au chef de administrație publică locală acum pe sfârșit de an. Cum e? Cred că problema nu-i pusă bine dacă mai avem chef. Această... Ok, de acord. Această funcție de administrație publică e obligatorie odată ce ne-am ales ca să candidăm să reprezentăm comunitatea respectivă. Așa, deci sunteți primar 24 de ore din 24 până la urmă, nu? Încercăm să fim alături... Indiferent că vin sărbătorile sau nu. Alături de cetățenii comună, 24 de ore din 24. Cum a fost anul 2020 pentru dumneavoastră acolo la Stămâriei? În principiu a fost un an bun, cu realizări, afectat de această pandemie, în ceea ce privește toate activitățile care erau programate să le realizăm, referitor la amploarea lucrărilor care trebuia executate, în ceea ce aceste lucrări n-au putut fi de o amploare mai mare și nici avizarea sau autorizarea altor proiecte nu a putut fi realizată mai repede. Dar de ce? De pandemia, ăștia care vizează proiectul? Sau? Păi știți că se lucrează în telemuncă, concedii, s-au mai îmbolnăvit, mai în izolare, mai în carantină și toate au mers ca într-un fel de lanț care au făcut să amâne de mare. Acum, chestia asta cu pandemia e o mare scuză pentru amânarea anumitor lucruri, nu neapărat din punctul nostru de vedere, ci din punctul celor care trebuie să-și pună semnătura sau ștampila pe un aviz pe un proiect, pe tot felul de lucruri de genul ăsta. Da, mare scuză au găsit cu pandemia, în schimb s-au găsit o grămadă de bani de cheltuit pentru alte lucruri care până la urmă nici măcar nu se văd și aici nu vorbesc despre administrația publică locală, vorbesc la modul general, la măști, la dezinfectanți, la dotări de spitale care de fapt sunt vai de mama lor și în ziua de astăzi și așa mai departe. Dar nu pentru asta v-am chemat aici, v-am invitat aici, v-am chemat să vorbim despre Stămâria Orla. Spuneți că a fost un an bun, dar îngreunat de această pandemie pe care noi o proclamăm sus și tare, dar n-am fost în stare să declarăm nici măcar epidemie la nivel național. Asta e altă poveste din nou. Și atunci, ce ați făcut, domnul primar, anul acesta în comuna Stămâriei Orla? Pentru că ați avut și an cu alegeri locale, s-au terminat alegeri locale, pe urmă au venit parlamentarele, pandemie, iată, cum ați reușit să vă duceți activitatea? Pentru lucrările care au fost finanțate de la Ministerul Dezvoltării sau pe fonduri europene, au continuat lucrările, s-au derulat normal, doar cu o anumită reducere ca amploare, să spunem. Și, iar pentru bugetul local, lucrările care le-am avut planificate pentru acest an, cam 80% din ele le-am realizat. Diferența de 20% n-am putut să le realizăm datorită acelor documente de care tot am mai spus la ședința, la prezentarea anterioară, avize, autorizații sau... Da, acum chiar sunt foarte curios. Între timp ați mai obținut avize de pe undeva, autorizații și așa mai departe. V-au mai expirat altele? Ca să vezi că se le luați. Era un prax de să expire, dar colegii mei din primărie le-au renoit, au făcut adesele
necesare către anumite instituții pentru prelungirea sau elaborarea unui nou aviz sau unei noi autorizații. Ce ați obținut în timp util? Da. Atunci, bine, vedeți, nu-i pandemia chiar așa de neagră, până la urmă. Bun, și ce lucrări s-au efectuat? Am continuat lucrările de finanțate la Ministerul Dezvoltării referitor la infrastructură rutieră, rețele de extindere de rețele de apă uzată și realizarea unui sediu nou al primăriei. Am continuat lucrările pentru infrastructură rutieră cu finanțare de la AFIR. Am dat ordinul de începere pentru lucrarea de realizare a rețelelor de apă uzată în localitățile Balomir și Buciu Morlea. Dar toate aceste lucrări în această perioadă, chiar din 20 decembrie, cred că o să le sistăm până când vremea va fi bună pentru a relua lucrările în primăvară. Da. Bun, aveți câteva sate acolo, ele sunt nu foarte apropiate unele de celelalte, trece și un drum național, cred că e, da, prin comuna dumneavoastră. V-ați apucat de apă, v-ați apucat de canal. Mi-aduc aminte că la ultima discuție pe care am avut-o cu noastră îmi spuneați că până nu băgați apa nu o să vă apucați de asfaltat în nu știu ce sat. Cum, ce s-a mai întâmplat între timp? Nimic nu s-a mai întâmplat cu apa, în sensul că proiectul prelucrat de către APA Prod a fost depus pentru semnarea contractului de finanțare la Ministerul Fondurilor Europene și așteptăm să ne fie comunicat când se va semna contractul și vor începe licitațiile pentru execuție. Și de când e depus proiectul ăsta? E depus de ceva vreme? Da, e depus. Nu știu cu exact, dar... Păi și s-a mai interesat așa, din ce știți dumneavoastră? Cred că aici eu nu sunt în măsură să spun, dar din discuțiile purtate știu că și conducerea Consiliului Județean, cât și conducerea SC Apa Prod s-au interesat și așteaptă comunicări sau clarificări cu care să vină în completare ulterior să se semneze contractul de finanțare. Dar banii pentru asfaltare aveți? Unde se întâmplă asta? În ce sat? Că îmi scapă acum. Bani pentru asfaltare avem cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării, cu finanțare de la fonduri europene și cu finanțare de la Compania Națională de Investiții. Deci ce ați avea? Da. Și semnate contracte sau și executat parțial lucrările, doar că în localități sau pe zonele unde trebuie să intervenim cu rețele de apă, nu s-a reabilitat drumul pentru că nu e normal și nici omenește și nici ca investiție să ne apucăm să, să asfaltăm și pe urmă să spargem, să realizăm rețele de apă. Absolut. E un disconfort, scuzați-mă. Și cer încă o dată scuze cetățenilor din comună pentru această situație, dar nu depinde de mine ca primar această treabă. Absolut întâmplător. Ieri am trecut prin comuna noastră, ieri după amiază. Să vedem dacă reușesc să cer. Și ce urmează după Săcel? Sunt Petru? Nu, în partea cealaltă, spre Sfântă Marie și pe partea cu Bărăști. Așa, deci între Săcel și Bărăști e un pod pe râu. În Săcel, chiar în Săcel. Așa. Am văzut că e în construcție. Deci ăla e al dumneavoastră sau îl fac cei de la Drumuri și Poduri? Al nostru. Al nostru. Dar de ce a trebuit reabilitat podul acela? Acel pod acum avea o construcție... acolo. Da, un pic deviat pe un pod din tuburi realizat. Acel pod a fost realizat cu foarte mulți ani în urmă. Starea lui, când s-a făcut analiza studiu podului existent, s-a constatat că e foarte învechit, nu s-au executat lucrări de reparație, iar lucrările de reparație ar fi costat mai mult decât realizarea unui pod nou. Se poate așa ceva? Am considerat că e mai bine un pod nou. Nu, dar zic, se poate să coste o reparație mai mult decât... Da, se poate. Și nu. Un pod nou e pod nou, unul vechi, refăcut. Și atunci podul de piatră s-a dărâmat, n-a venit apa și l-a luat și faceți altul mai frumos, da, dar în același loc. Același loc. Dar în același loc, nu pe rău. În același loc, da, în același loc. Când se vor termina lucrările? Când estimați că se termină? Care e termenul de finalizare? Păi, pentru lucrările de la pod sunt un termen, podul făcând parte integrată din
infrastructură rutieră cu finanțare din la fonduri europene, care toată lucrarea va fi gata, da. Cu apa, cu alea. Exact. Bun. Doamne primar, se apropie Crăciunul. Am văzut primari, chiar primari de orașe, care se duc să împartă cadouri copilașilor, ca și când le-ar da de la ei din buzunar. La dumneavoastră, de exemplu, primarul de la Hațeg, l-am văzut pozându-se lungă cadouri, mi s-a părut o chestie de foarte mare prost gust. Bun, except în faptul că acel cadou conținea niște chestii cu 50 de bani și era extrem de sărăcuț, dar mă rog, fiecare după buget și după cât îl lasă inimioara, la dumneavoastră în comună cu mine. Și în acest an, ca și în anii anteriori, primăria și Consiliul Local a încercat să fie alături de copiii de la școală. Am făcut pachete pentru copii, dar achiziția și distribuirea a fost realizată de către personalul școlii gimnaziale, coordonat de către doamna director, fapt pentru care și mulțumesc pentru implicare și o bună coordonare a școlii gimnaziale Sfântă Mării Orlea. În anii trecuți se organizau serbări festive pentru pomul de iarnă, la care participam și eu ca primar, angajați din primărie, consilieri locali, părinți, și se organizau spectacole, nu doar o serbare prin care să dăm pachetul. La sfârșitul serbării apărea și Moș Crăciun, care aducea cadouri la copii. Dar Moș Crăciun avea barbă, nu avea mască, nu? Da, atunci era cu barbă. Da, și anul ăsta, datorită pandemiei, n-am mai putut organiza, după cum bine știți, nici orele de curs și nici alte activități cultural-artistice, nici sportive, și am considerat că doamna directoare, împreună cu personalul de la școală, să se organizeze și să meargă pe la fiecare copil acasă, să-i ofere pachetele de Crăciun. Am înțeles. E bine că nu v-ați dus să le dați dumneavoastră. Acum, primarul este răspunzător de tot ce se întâmplă într-o comună. Că se face rău, că se face bine, tot primarul este. Faptul că o femeie nu-i răspunderea primarului, nu chiar. Da, tot. Dacă se ia curentul, primarul răspunde. Dacă nu este internet, primarul răspunde. Nu răspunde primarul. Nu merge televiziunea. Tot sună la primarul, fă ceva. Ne implicăm, nu e un motiv, o scuză, să zicem, că nu ne implicăm să dăm un telefon, să intervenim. Dar eu consider că treburile într-o administrație publică locală trebuie împărțite astfel încât cât mai mulți dintre oameni, dintre angajați, să participe la buna funcționare a administrației publice locale. Normal, și adică nu trebuie să fie primarul moașa comunală și nici moașa, nu știu, urbană. Da. Există oameni care se ocupe de chestia asta, că de-aia sunt angajați, de-aia au fișa postului și așa mai departe. Artificii faceți? Nu. Am făcut artificii în anii anteriori la evenimentele organizate cultural-artistice. Păi bun, sfârșit. Când avea cine să se uite la ele. Da. Nu? Mă gândesc că anul ăsta nu dați cu artificul să se uite, nu știu, Gugu Știucu de pe stâlp. Nu avem prins. Mai ales că de la 23 parcă nu mai e voie să ieși din casă, nu? Da, nu avem prins astfel de activități. Dar dacă tot ați pomenit despre această sărbători de iarnă care vin, ele sunt marcate un pic, umbrite de această pandemie și aș vrea să îndemn pe cetățenii comunei Sfântă Mării Orlea să fie un pic mai atenți la aceste sărbători de iarnă, sărbătoarea Sfânta Crăciunului, Revelionul, Sfântul Ion, să fie un pic mai atenți în ceea ce înseamnă întâlnirea și relațiile cu prieteni, cu neamuri, cu cunoștință, pentru că totuși consider că e necesar măsuri de precauție să se ia, să se reducă întâlnirile, participările la anumite evenimente, pentru că mai bine să ne bucurăm împreună cu cei care ne sunt dragi și sunt în familie acum, decât să ne bucurăm pentru un eveniment și pe urmă să regretăm pierderea sau suferințele unor apropiați din familie sau... Care e rata de infectare în momentul ăsta în comunele noastre? Că la un moment dat era destul de mare. A scăzut? Da, a mai scăzut. Mai rata de infectare des că apare nici și izolare și carantină și de toate și apar târziu, nici noi nu știm exact cum este. E peste 3? Este peste 3, dar nu în toate satele. Am înțeles. Până la urmă, dumneavoastră nici nu știți care, cum...
Că nu știți de fiecare dată. Nu prea știm. Colegii mei de la asistență socială sau poliție locală mai încearcă să afle, să spunem, pe surse. Da. Cine e bolnav, cine e în carantină, da, sau cine vine din altă țară. Am luat legătura cu persoanele care sunt în izolare sau în carantină. Au fost cazuri când a trebuit să mergem să le ducem niște medicamente sau un pachet de alimente. Unde a fost cazul, am mers. Unde s-au descurcat pe cont propriu, mi-a rămas în sarcina lor. Da. Domnule primar, nu pot să nu... Azi dimineață, uitându-mă pe rețeaua asta de socializare, am văzut o postare a colegului dumneavoastră primar și de partid în același timp, cât tot de la PSD e domnul Feber, de la Hărău. Postase o hotărâre a Comitetului Local pentru Situații de Urgență, prin care spunea că nu e voie cu grupuri mai mari de nu știu câte persoane. Într-un anume fel, Luci Weber, mie mi-a plăcut ideea. Le dădea voie copiilor să meargă cu colinda, dar nu în grupuri mai mari și cu păstrarea distanțării sociale, cei care îi primesc să-i primească afară și chestii de genul ăsta. Sunt totuși niște tradiții pe care nu le putem arunca la coșul de gunoi, chiar dacă unii și-ar dori lucrul acesta. Și cu siguranță aveți și noastră în comună copii sau oameni care vor să meargă cu colinda din diferite motive, că nu toți cei care merg cu colinda se duc neapărat că vor ei să vestească nașterea Domnului Iisus Hristos. La dumneavoastră cum o să fie, cum o să gestionați situația asta? Sunt de acord și eu că poate să meargă grupuri cete mici de colindători, fie ori copii, ori persoane tinere sau mai în vârstă, respectând limitele de distanțare și... Sau nu. Da. Bine ar fi să fie afară, că colinzi o colindă, două, nu durează atâta și e bine să nu se piardă tradiția. Dar, pe altă parte, știți bine că în anii anteriori, împreună cu un domn învățător, Simonescu, de asta v-am și întrebat, și cu alte cadre didactice și colegi de la primărie, am organizat colinz și dansuri specifice pentru așa, că... cu cărușari, cu... Da, cu alea. Cărușari. Am mers la mai multe persoane din comună, angajați ai primăriei, consilieri sau și alte persoane care ne-au primit. Am fost și în Hațeg, și în altă, și în Râu de Mori, și în Densuș, la cine ne-a solicitat, dar din păcate în acest an n-am mai organizat acest frumos obicei, tot datorită acestei pandemii și datorită faptului că trebuie să se întâlnească cât mai mulți oameni, să faci repetiții, pregătiri, deplasări și ca un motiv de precauție nu mai mergem organizat, dar copiii care vor să meargă să fie atenți, să distanțați sau să nu intre în contact cu prea multe persoane. Aveți acea sală de sport care e într-un fel mândria comunei dumneavoastră. Mare, sunt orașe care n-au sală de sport, cum aveți dumneavoastră la Sfântă Mariola. În primăvară, parcă vorbeam despre costurile de întreținere a sălii de sport, mi-ați spus atunci că v-ați descurcat anul trecut, dar nu era pandemie. Anul acesta, acum mi-a venit întrebarea, anul acesta cum e? Sau mai, au mai venit oamenii la sala de sport astfel încât să vă ajute, nu știu, să vă ajute prin taxa pe care o plătesc acolo să suportați întreținerea? În acest an, în această toamnă sau în acest început de iarnă nu am deschis sala de sport. Deci n-ați deschis-o deloc? N-am deschis-o deloc. Cheltuielile fiind chiar foarte, foarte mici, doar pentru curent, lămpi, de ieșire, păi instalațiile de incendiu. Asta? Nu e cazul, nu e necesar deocamdată, pentru că n-a fost frică să îngheță apa. Deci asta vreau să... Da. Noi ne-am pregătit ca să facem încălzirea când sezonul rece o va cere, când va fi minus 10 grade, minus 15, să facem focul pentru încălzirea pereților, a instalațiilor, pentru că trebuie păstrat o anumită temperatură, totuși nu putem să lăsăm chiar să fie... Minus, da. Am înțeles. Deci până acum nu aveți probleme cu... Aceste lucrări de încălzire a spațiilor, deci nu o încălzire a 20 de grade.
un 10 grade, 5 grade, 10 grade, în toate spațiile care le avem noi, fie ele cămine culturale, școli sau alte tipuri de clădiri, le facem pe perioada rece. A fost destul de urât anul ăsta, pentru că pe lângă investiții și ce-mi povestiți, acum nu o să vorbim într-una de apă, canal și nu știu ce, că știm că faceți lucrări de apă, canal, știm că, știm, nu? Știm că înaintați cu rețelele, știu că vreți să introduceți gazul, metan, toată lumea știe lucrurile astea, nu? Apropo, cum e cu gazul, dacă tot am vorbit de el? Păi, aceste lucrări sau și alte lucrări, m-am programat să le discutăm într-o parte a doua a emisiunii noastre, tablete... Suntem deja în partea a doua. Parcă prea repede trece timpul aici la dumneavoastră. Asta e, înseamnă că vă face plăcere să discutați cu mine. Ca și obiective propuse a fi începute ca lucrări sau în continuare a derulărilor a actelor necesare pentru semnarea contractului de finanțare sau chiar a realizarea de obiective, avem tabletele școlare pentru copii. Așteptăm. Am depus ați proiect. Ați observat privirea mea și ridicatul meu din Sfrânceană? E pe fonduri europene? Da. E pe fonduri europene. O să vină? Dar v-ați lăudat cu ele? N-ați scris la ziar și din astea? Că nu. Asta e bine. Măcar apreciez lucrul ăsta. Ca alt primar, tot ăla de la Hațe, că e cel mai la îndemână. S-a lăudat că 250 de tablete, 500 de nu știu ce, mă rog. Da, știu care și el, și el are proiect depus și alți colegi. Tot, dar o să vină tabletele alea când nu o să mai fie nevoie de ele, probabil. Probabil nevoie de ele o să aibă copiii tot timpul, dar ele ar fi benefice și necesare acum. Știți? În cazul în care o să zică că noi o să intrăm la finanțare, până o să facem bugetul pentru anul viitor, dacă ne comunică, probabil o să alocăm niște bani din bugetul local și o să cumpărăm. Suma e destul de mare. Câte trebuie să cumpărați? 136. Bun, acum depinde și de la cine le cumpărați, că eu am văzut că guvernul dă cam că 250 de euro pe tabletă. Da. Sunt și tablete mai ieftine de 250 de euro. Știm că sunt și mai ieftine, depinde și de calitate și de toate astea. Exact. Oricum, o tabletă e o tabletă, nu e... E mult mai ieftină decât un telefon, de exemplu, din punctul meu de vedere. Și face, cred că, mai puține, nu știu dacă e așa, cel din regie știe mai bine. Cred că face mai puține lucruri decât face un telefon. Dar e mai mare, are ecranul mai mare. Mă rog, asta e altă poveste. De asta zic, ca să le achiziționați dumneavoastră din bugetul local, reprezintă o povară. O povară, nepovară, dacă nu prindem finanțare, nu înseamnă contract de finanțare, o să alocăm noi bani. Păi de ce să nu prindeți? De ce? Ar exista varianta asta? Sunt criteriile de eligibilitate. Păi, aveți copii, aveți nevoie, aveți aia, aveți aia, de ce să n-ați fi eligibil? Primii sosiți, primii serviți, da. Asta da, e probabil... ca la cursul de angajare, fără experiență. Nu, așa e și pe fonduri europene, când trebuie să-l depui, să fii pregătit atunci, la momentul deschiderii sesiunii. Da, hai să cheltuim banii. Să primul venit. Da. Păi și de unde să știți dumneavoastră, de exemplu, că se deschide sesiune, că am mai auzit povești că, nu știu dacă nu mi-a zis și dumneavoastră, sau nu mai știu, mi-a zis un primar. Că la ora 0 s-a deschis sesiunea și la 03 minute au depus proiectul online. Da. Da, da, așa este. Ce zice? Nu mai zice nimic, ca la noi la nimeni. Da, mă rog. Acum, știți cum e? Și al proiect, cel cu rețele de gaz, mulți colegi de-a mei primari și această investiție urmând a fi realizată tot prin finanțare pe fonduri europene, într-un parteneriat care are Comuna Sfântă Mărioara cu Comuna Sălaș și Comuna Baru, bine ar fi să primească toți, dar nu știm exact valoarea totală care va fi eligibilă sau care va fi alocată pentru toate OAT-urile din țară. Nu se știe. Dar investiția, de fapt, a cui? A OAT-ului sau a societății de gaz? Că asta nu înțeleg eu. OAT-ul face. OAT-ul face. Deci OAT-ul face extinderea de rețea. Sau realizare. Sau realizarea rețelei de gaz. Extindere numai în cazul în care există rețea. Și pe urmă ce face? O dă la societatea de gaze. Ca la Enel, ca la Apa Prod, ca peste tot. Adică eu bag banii, da, și o dau la ESA sau la SRL. Da.
care nici măcar nu e societate de stat. Adică nu mai e societate de stat, din câte am înțeles. Așa se întâmplă peste tot și, din păcate, așa și cu canalizările și cu apă, cu tot. Și cu Enelul și cu tot. Deci, dumneavoastră, ca primar, băgați banii mei și a altora și a dumneavoastră. Pe o parte din, la un proiect, sunt cheltuielile eligibile și neeligibile, care trebuie să vină din partea bugetului local. Păi da, dar de ce să redă acolo societății comerciale care studii de fezabilitate, proiect tehnic, avize, asistență tehnică sau alte cheltuieli de cofinanțare care trebuie alocate din bugetul local. Nu mi se pare chiar normal, dar... Nici mie. Trebuia un pic mai altcumva gândite, cu mulți, mulți ani în urmă să fi fost o altă abordare a proiectelor, cel puțin de apă și apă uzată. Da, domnule, că asta se rezolvă printr-o lege, până la urmă. Dar avem parlament, adică avem parlamentar noi acum. Acum, să știți că am văzut, nu numai acum și înainte, și vorbesc mai mult despre colegii mei primari din țara Hasticului, cam toți s-au zbătut să realizeze rețele de apă, apă uzată. Păi e normal că suntem în 2020. Dar dacă, din punctul meu de vedere, era gândită cu mulți ani în urmă o centralizare a acestor obiective, rețele de apă, apă uzată, cu stații de tratare sau stații de tratare a apei uzate, altcumva puteau fi realizate. Păi, adică și chiar, apuc să fac analizare chiar și la... cu economii și la bugetele locale ale comunelor sau orașelor și la fonduri europene. Da. Cu cât, nu știu, țara Hațegului, acolo unde stați noastră, e o condensare de comune cu orașul Hațeg în mijloc. Dom'le, dacă tot facem apă și canal, să zicem la Stămărie, păi hai să facem și la... Care e cea mai apropiată comună? Râu de Mori. Hai să facem și la Râu de Mori. Dar nu facem Stămărie cu banii ei și Râu de Mori cu banii ei. Facem un proiect și facem toți grămadă, că până la urmă canalizarea trebuie să se scurgă undeva, să se epureze undeva. Să știți că în anul 2013, imediat după ce am ajuns primar, am luat legătura cu fostul primar de la Râu de Mori, domnul Mang, și am solicitat să facem două proiecte mai mari, două proiecte comune, pentru rețea de apă și apă uzată, un proiect și pentru rețeaua de gaz. Așa. Și nu s-a prea dorit. Chiar am dat comandă pentru realizarea unui studiu și, pe urmă, s-a retras. Și n-am mai putut realiza. Păi nu înțeleg. Care a fost aceea a fost gândirea dânsului, poate a Consiliul Local, cine știe. De ce s-a dorit? Că asta trebuia hotărâtă prin Consiliul Local. Astea, bineînțeles, aprobate prin Consiliul Local, trebuie și dacă ar fi asociere sau proiect comun. Dar erau benefici, din punctul meu de vedere, erau mult mai bine. În nou proiect care s-a făcut acum de către Apa Prod, există doar pentru apă potabilă o astfel de schemă, un astfel de proiect pentru alimentarea cu apă potabilă, cred că toate comunele din jurul Hațegului, din stația de tratare a apei de la Sfântă Mărie Orlea, care a fost modernizată, e o stație modernă, produce, merge bine, dar nu produce la capacitate și trebuie mărită capacitatea. Serios? Păi nu, că de acolo se alimentează inclusiv Deva, parcă de la stația de apă, nu? Hațeg, Călan, Simeria, Deva. Deci toate... Da. Sau fi... multe orașe din județul Hunedoara beau apă, ca să spun așa, din stația de tratare de la Stămărie Orlea. Da. Și apa vine din barajul de la Stămărie Orlea. Da. Păi și cred că și stația ar trebui retehnologizată. E făcută. E făcută acum? Da. În 2016 s-a realizat reparațiile și reabilitarea. I-am înțeles. Ce proiecte aveți pentru 2021, care iată bate la poartă? La ce v-ați gândit? Începerea lucrărilor de apă uzată în localitățile Buciu Molea și Balomir, de care aminteam înainte că am emis ordinul de începere, realizarea unui bloc ANL în localitatea Sfântă Mărie Orlea. Asta vreau să vă întreb, că știu că e o poveste veche asta cu blocul. Da. Și bun, e și realizabilă? Da, chiar zilele trecute a fost o comisie condusă de domnul director de la Agenția Naționalul de Locuințe de la București, cu reprezentanții zonali, a venit să vadă amplasamentul și a zis că documentele sunt bune, amplasamentul e bun, în funcție de situația financiară,
demarează sau nu obiectivul. Adică dacă primește bani de la nou guvern. Da. Dacă ați primească bani, trebuie să facă bugetul pe 2021. Exact. Care sperăm să nu vină în primăvară. O altă investiție care am vrea să o demarăm în acest an ar fi reabilitarea și modernizarea dispensarului uman de la Sfântă Marie Orlea. O altă investiție, bineînțeles, după ce vom realiza rețelele de apă și apă uzată în Buciun și Balomir, ar fi infrastructura rutieră în cele două sate. Avem proiect pentru amândouă satele, pentru fiecare străduță din cele două localități. Gazul, să vedem cine zicem. Bun, acum e bine că și finalizarea lucrărilor începute. E bine că nu v-a apucat și dumneavoastră să promiteți Marea cu Sarea. Din păcate. Să ziceți oamenilor că le faceți aeroport și... Din păcate, noi primarii sau candidații pentru funcția de primar și chiar de consilier, cât unii dintre ei vin și spun, o să fac, o să realizez, o să... Cred că și eu, dar un pic mai reținut la început, când am candidat prima dată în 2008, m-am luat unele angajamente, dar totuși mai moderate. Și vi le-ați îndeplinit? În mare parte, da, în mare parte. Dar... Ce n-ați reușit să faceți? Hai că sunt curios. Din ce ați spus că faceți? Păi, infrastructura rutieră, dacă sunt banii pentru asfalt în toate satele din comună, în toate satele, și nu pot din cauza la apă, chiar și în satul meu natal, în Ciopeia, stau și aștept apa, schimbarea conductei, mai nu știu ce obiective ori mai apărut acum, că trebuie să pună... Da, ca să pot să pun asfaltul. Și în Bărăș, și în Săcel, și în Sânt Petru, și în Subcetate, și în Buciun, Balomir. Păi da, pentru lucrurile astea, vedeți dumneavoastră, că spuneam la începutul emisiunii de Moșa Comunală. Nu știu dacă oamenii le înțeleg întotdeauna. Chiar le mulțumesc încă o dată cetățenilor din comună pentru încrederea acordată și votul acordat în septembrie. Pe bună dreptate, unii au fost supărați și cu greu am reușit să-i, cu greu unii situații să-i convin că nu depinde numai de mine, dar mă deranjează faptul când se folosește o expresie n-ai făcut, nu faci sau nu ești în stare. Nu depinde de noi. De noi, primari, colegii din primărie și Consiliul Local, depinde doar să identificăm necesarul de lucrări care trebuie să facem în comună, sursa de finanțare și hotărâri de Consiliu pentru implementarea proiectului. Bun, acum trebuie să știți să dați și din coate ca să primiți banii respectiv sau să scrieți proiecte. Păi v-am spus, nu știu dacă există deocamdată sau... Eu n-am întâmplat până acum să știți să dea din coate. Indiferent că am avut finanțare pe fonduri europene, Ministerul Dezvoltării sau CNI. Dacă proiectele... Asta e mentalitatea. Dacă proiectele au fost bine făcute, depuse, au îndeplinit criteriile de evaluare și am avut procentaj, au intrat la finanțare. Pe final de emisiune, apropo de finanțare și toate lucrurile astea, a fost rectificare de buget acum. Colegii de dumneavoastră de la PSD au făcut conferință de presă, au spus că PNL-ul a dat bani doar primarilor PNL și că, eu știu, comunitățile locale cu primari PSD-iști au fost pedepsite prin această alocare bugetară. Care este părerea noastră? Bineînțeles că sunt anumite finanțări unde se pot jongla sau ține cont de unele aspecte. Dar totuși cred că acea expresie de dezvoltăm România și România normală ar trebui făcută în așa fel încât să nu se țină cont de unele aspecte. Chiar dacă exact și în politica asta mare ca și în politica locală a primarilor de comune sau ceva, n-ar trebui să, dacă am constatat că primarul care a fost n-a realizat din anumite motive sau a avut un comportament neadecvat pentru realizarea obiectivelor din comuna pe care o reprezintă, n-ar trebui să mergem pe aceeași procedură. Tot la fel consider că
și Consiliul Județean sau Ministerul de Finanță sau Guvern sau orice instituție care e și poate să vină în sprijinul cetățenilor, implicit a hotelurilor, ar trebui să facă. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Au dat bani discreționar sau nu? Ce da, 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 da. Cât ați primit? 60.000 de lei. Adică 600 de milioane vechi. Da. Ce să faceți cu ei? Pentru ce? Pentru ne recuperăm o parte din personal, pentru ce? Ne recuperăm o parte din banii care am dat la asistență socială, pentru că banii pe asistență socială n-au fost suficienți. Și aici iară să fac o mică paranteză. Și n-ați plătit pe toate lunile? Da, i-am plătit acum în decembrie. Ați avut bani în bugetul propriu ca să am plătit din bugetul propriu și am primit și la rectificare ceva bani pe asistență socială și mai punem și pe ăștia ca să le plătim și acelor persoane care au anumite probleme de familie sau de sănătate. Păi bun, și echilibrarea bugetului, că asta a fost culmea, că au dat bani pentru asistenții personali și echilibrarea de bugete. Deci, bine, da. Sunt cam în același cont intră banii ăștia. Acum, echilibrarea de buget la sfârșit de an e bine doar în cazul în care să zicem că am avea cumva facturi restante și trebuie să le plătim, să nu ținem societățile care au prestat anumite servicii către comunitate cu datorii. Da, să intre scoarierate cu tot felul da. De lucruri. Acum, eu nu știu sigur dacă colegii noștri primari care au primit mai mulți bani, o să poată să-i cheltuiască acum. Păi, dacă nu-i cheltuiesc acum, le rămân pentru anul viitor, care e problema? Da, nu, da. Nu, încep vorba domnului Cazacu. Încep din start cu un plus. Un for, ca să spun așa. Pe care oricum pot să-l cheltuiască până la întocmirea bugetului, că... Desigur, doar să meargă pe acea cotă de 10%. 10-12, nu știu câte. 10-12. Așa. Bun, domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă doresc succes și să ne vedem sănătoși și în 2021. Aș mai vrea să completez pentru cetățenii din comună. Mâine o să avem ședință de Consiliu prin care o să aprobăm impozitul pe anul viitor. Așa. Impozitul va fi majorat doar cu indexul de inflație națională. Adică cu cât? 3,6%. Deci vor crește impozitele cu 3,6%. Da. Noi am făcut o actualizare a impozitelor acum 2 ani, când au fost recalculate pe zone, pe localități, toate impozitele și taxe din comună. Acum să nu se înțeleagă cine știe ce. 3,6% înseamnă la 100 de lei încă 3,60 de bani. 3 lei, da, 3,60, 4 lei sau 3 lei, depinde unde se află. De unde se află. Deci între da. 3 și 4 lei. Da. La 100 de lei. Cine plătește 1000 de lei impozit, 30 de lei, 40 de lei da. În plus. Nu e o valoare mare. Nu da, valoare... depinde, că și dacă această... nu e, dacă... Dar vedeți că și noi avem nevoie, că din punctul meu de vedere nu mergând pe măsuri populiste, dar să zicem să nu impozităm clădirile, terenurile, mașinile sau alte tipuri de activități. Dar statul din asta trăiește. Și primărie, și Consiliul Județean, și guvern. Dacă nu avem bani la bugetul local sau de stat, noi nu putem să facem lucrări, să funcționăm, școală, grădiniță, spital. Și așa mai departe. Am înțeles. Domnule primar, încă o dată mulțumesc. Succes în noul an și să ne vedem sănătoși. Vă mulțumesc pentru misiune. Aș vrea să le transmit cetățenilor din Comuna Sfântă Mării Orlea sărbători fericite, cu sănătate și multă prietenie și armonie în rândul familiei. Dumnezeu să le dea un an nou mai bun, mai drag tuturor cetățenilor, mai drag în sensul că oamenii să zâmbească mai mult, să se apropie mai mult, să se cunoască mai bine, să lase răutățile și invidiile deoparte, să încerce să fie mai apropiați, pentru că nu știm ce ne oferă ziua de mâine. Și aș dori ca bunul Dumnezeu să le dea și multe împliniri în tot ceea ce își propun, în gândurile bune.
Stimați telespectatori, Dumitru Oprean, primarul comunei Sâmtă Mărie Orlea, a fost invitat la fotoliul cu GIMP pe final de an 2020. Sunt Adrian Simeon, vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, rămâneți în continuare cu Capital TV, numai bine!